În 10 decembrie s-a afișat rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Pentru acest post au candidat două persoane, Ludovica Rusu și Daniela Bozga. Ludovica Rusu a fost admisă cu nota 9,67, în vreme ce Daniela Bozga a fost respinsă cu 5,87. Postul de manager al acestui spital a fost ocupat inițial de Viorica Cherecheș, medic de boli infecțioase. La alegerile parlamentare din 2016, mama edilului băimărean Cătălin Cherecheș a câștigat un loc de deputat, iar manager interimar la Spitalul de Boli Infecțioase până la organizarea acestui concurs a fost Sorina Bârle, medicul șef al Centrului de Sănătate Mentală. Postul a fost scos la concurs în perioada 20 noiembrie-10 decembrie. Acesta a fost câștigat de Ludovica Rusu. În ședința de mâine a Consiliului Județean, aleșii vor avea pe masă și proiectul de hotărâre privind numirea noului manager la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie.